Doamnelor și domnilor, aceasta a fost surpriza dimineții. A venit Gabriela Vladul la noi să ne cânte, să ne încânte, să ne bucure și bineînțeles să-i spună lui Jack în direct la mulți ani. Bună dimineața și la mulți ani, Jack! Bună dimineața, la mulți ani, Jack! A fost foarte, foarte cu minte cât am pregătit acest cadru. De acum s-a relaxat, a zis gata, sunt vedetă internațională intergalactică, acum mi-am făcut treaba, pot să dorm. Exact. Păi asta nu e ora lui, eu ți-am mai spus și data trecută când am fost la tine că el se trezește după ora 12, adică... Ca vedetele, ca artiștii, da, practic. Da, ca artiștii. Chiar îi spun, știi cum îi spun, nu? Lăutarul meu, mai ales sezonul acesta de nunți. Am spus, el este lăutarul meu. Cum a fost sezonul acesta de nunți? Că uite, acum apar tot felul de probleme, dar înainte a fost ceva mai bine. A fost bine, da. Surprinzător de bine. Deși cred că mulți dintre noi nu mai aveam așa speranțe că o să mergem să cântăm, s-au tot ținut evenimentele. A fost un sezon mai scurt, pentru că a început mai târziu, dar full, foarte aglomerat. Au venit evenimentele de pe o săptămână la alta. Unele evenimente s-au și reprogramat, dar am tot avut de cântat și asta m-a bucurat și mă bucură că încă mai am de cântat. Zi-mi tu, noi așa că ai simțit altfel publicul anul acesta, după această revenire, parcă au avut mai mult chef de distracție, de dans. Exact, au avut mai mult chef de distracție și având în vedere că era și legea aia până la ora 2, gata, toată lumea după ora 2 pleacă acasă, oamenii încercau oarecum parcă să profite de, de lucrul ăsta și noi la rândul nostru, pentru că ne era drag și ne era dor să cântăm, încercam la maximum să profităm de orele alea petrecute cu oamenii. Da. Mai vrea să apară puțin în cadrul Jack. Stai să mă mai ridic puțin, să mai vadă oamenii de acasă. Da, Jack a fost cu mine la anunț anul acesta. Ia uzi, deci nu degeaba ai zis lăutarul tău, care și experiență. Da, exact. A fost cu mine la anunț, a dormit în cameră, în camera de hotel. Ar dormi și acum un pic, uite. Cum a fost pentru tine? Am înțeles că e o colaborare nouă cu frații Cazanoi. O să ascultăm și noi melodia cât de curând. Da. Am venit astăzi la voi cu cea mai nouă și cea mai frumoasă melodia mea. Sincer spun că e cea mai frumoasă melodia mea de până acum. Se numește Să nu te întorci că n-are rost. Eu am mai multe piese în colaborare cu frații Cazanoi. Melodia asta pot să spun că e la sufletul meu, e acolo. Și pe canalul de YouTube am văzut că merge melodia foarte bine. Cred că oamenii au nevoie și de melodii de suflet, da, din partea artiștilor de folclor, nu doar de distracție. Mai ales că acum a venit toamna, se termină, uite, și nunțile ușor-ușor, stă mai mult în casă și parcă mai merge așa din când în când un dor. Da, și oricum cântecele astea le simt eu, știi? Astea îmi plac. În cântecele astea de dragoste sau de suferință mă regăsesc eu. Acum fiecare artist, până la urmă, are stilul lui și se regăsește pe o anumită temă. Se încadrează pe o anumită temă. Cred că singurul căruia nu ai putea să-i transmiți acest mesaj este Jack. N-ai putea să-i spui vreodată să nu te întorci, că n-are rost. No, Doamne, nu. Știi ce îi spun, nu? Jack, tu o să te întorci la mine, nu? Total invers. A răspuns un pic așa de dimineață în felul lui. Eu zic să ne și bucurăm de această melodie. Atât cât se poate bucura cineva de tristețe și de melancolie, dar eu cred că și acolo există foarte multă frumusețe și revenim alături de tine să mai povestim. Ascultăm acum pe Gabriela Vladu și melodia asta, Să nu te întorci, că n-are rost, dar noi ne întoarcem, să știți. Dar orice-ai face nu-ți e bine dacă nu mai sunt lângă tine. Azi dacă pleci nu-i vina mea, tu vrei în viață altceva. Dar orice-ai face nu-ți e bine dacă nu mai sunt lângă tine. Pe ce cărări ai să pornești? Pe nimeni n-o să mă iubești. N-o să mai fie cum a fost. Să nu te întorci că n-are rost.
dragostea, dar o să vezi cât e de greu ca să trăiești cu dorul meu. Cu tine am împărțit cândva și lacrima și dragostea, dar o să vezi cât e de greu ca să trăiești cu dorul meu. Pe ce cărere ai să pornești? Pe nimeni n-o să mă iubești, n-o să mai fie cum a fost. Să nu te-ntorci că n-are rost, mai. Pe ce cărere ai să pornești? Pe nimeni n-o să mă iubești, n-o să mai fie cum a fost. Să nu te-ntorci că n-are rost, să intrați voi acum pe Instagram și să-i dați follow Gabrielei Vladu. Tocmai m-am învățat ceva foarte interesant, cum dai zoom pe story direct, așa, foarte interesant. M-am chinuit să învăț asta, o să și exersez. Și Jack, să știți că a adormit puțin, dar noi suntem aici. E puțin ocupat. Noi suntem aici să mai povestim. Ce-ți propui pentru acest final de an? Acum că se termină sezonul de nunți, te mai relaxezi și tu, nu-i așa? Da. O să fac o piesă cu un coleg de-al meu. Nu este din domeniul meu neapărat, el nu cântă muzică populară, dar cântă foarte frumos muzică pop. Și o să fac un duet cu colegul acesta al meu. Nu colegul misterios. Dar e un coleg foarte, foarte talentat. Nu te trag și mai o vocea mult, României. Am câțiva colegi în minte. Da. Te testez puțin? Ștefan Stan? Nu. Mihai Chițu? Am nimerit! N-am nimerit, nu știm nimic de fapt. Nu. N-a zis nici da, nici nu. Nu dezvăluim absolut nimic în dimineața asta. Te întreb doar dacă e o melodie dansantă sau dacă e tot așa o poveste de iubire neîmpărtășită. Cum mă gândești proiectul? Da, este... Deocamdată suntem la stadiu de făcut text. Astăzi ne întâlnim să așezăm așa cuvintele pe care le-am scris și eu și el, să le punem pe foaie și să ajungem la un numitor comun. Piesa, nu știu, am gândit-o noi ca și temă să fie ceva între rațiune și inimă. Că tot avem noi oamenii problema asta din ce în ce mai des. Dacă este acel coleg despre care am zis mai devreme, să-l salut, te rog, din partea mea. Sigur că da. L-am mai văzut de ani de zile. Da, da. Și în afară de... Te-am întrebat dacă te relaxezi, că văd că tot despre muncă îmi povestești. Da, păi abia aștept să vină iarna, să mă duc la repetiții, să repet, să intru în studio, să fac cântece, să mă ocup de partea asta a mea sufletească. Cum te simți în legătură cu petrecerea dintre ani cu Revelionul? Crezi că o să fii pe scenă? Sunt tare curioasă. Cred că toți sperăm cumva, nu? Da, nici nu știu dacă mă mai interesează de mult, pentru că important e că am cântat, am tot cântat până acum. Acum că o-i cânta de Revelion, că nu-i cânta, puțin mă mai interesează. Important e că am cântat anul acesta la evenimente. Deci simți că ți-ai luat așa porția de da, scenă și de voie bună anul acesta. Și să știi că chiar vorbeam și cu colegii mei, chiar dacă am avut programul ăsta până la ora 2, parcă
am început să obosim din ce în ce mai tare, că n-am mai avut antrenament. Să știi, da. Și noi fiind obișnuiți ca evenimentele să înceapă mult mai târziu și ele începând mult mai devreme acum, făcându-se și trecerea asta dintre zi și noapte, parcă ne era mai greu. Și parcă oboseam mai repede. Am resimțit și eu asta, da. Cu toate că, pe de-o parte, m-am bucurat că se termina petrecerea la ora 2, că știm cu toții cum se lungesc petrecerile la români până la 7 dimineața, da. Parcă ți era mai greu să te pui în mișcare a doua zi dimineață. Da, aș vrea să te întreb tu ce mănânci, ca să arăți așa. Te întreb pentru că noi avem așa o rețetă pregătită din partea ta. Ce mănânc? O săptămână mănânc prostii, o săptămână mănânc salată, o săptămână mănânc prostii. Adică, eu nu mănânc carne. Eu nu mănânc carne, cred că am 4-5 ani de când nu mai țin minte de când nu mai mănânc carne. Dar, în schimb, mănânc de toate. Mănânc și carbohidrați, mănânc și salate, mănânc și fructe și legume. Mănânc așa câte puțin din toate, dar nu carne. Și te-am zis, nu țin așa un... În momentul de față, spre exemplu, sunt la dietă, ca să înțelegi. A, deci să nu te tentăm astăzi cu absolut nimic, astăzi ești la dietă. Astăzi nu mă tentați cu absolut nimic, da. Azi sunt pe fructe și legume. Cum stai cu dulciurile? Nu prea îmi place să mănânc dulciuri. Mai bine. Da. Ai scăpat ușor. În schimb, îmi place să mănânc chipsuri. Ai, dacă aș putea, aș mânca chipsuri. Dimineața, prânz și seara. N-avem voie să spunem vreo firmă de chipsuri, no. Dar putem să vorbim despre arome în dimineața asta. Smântână, da. Și mărar? Da. Da. Da, cu smântână și mărar. Mm. Barbecue, paprika? Paprika. 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 Să știu, să știu. Data viitoare sper să nu fii la dietă ca să știu ce să-ți aduc. Dar cred că noi mâncăm cam aceleași chipsuri. Așa la simt eu. Cu, știi tu, 50% grăsime. A zis și eu să zic să mănânc din alea. Deci nu avem problemă cu dulciurile, dar în schimb cu snacks-urile așa mai scăpăm. Da. La drumurile lungi prin țară, ce-ți place să mănânci în mașină până ajungi la nuntă? Mă opresc la o benzinărie anume, da. Și îmi iau 4 croissante cu unt. Nu știu dacă, cred că bănuiești la ce, da, benzinărie mă refer. Știu și unde te, da, știu și eu fac la fel, doar că mi-au sandwich croissant. Da, eu mi-au 4 croissante cu unt. Bineînțeles că nu pot să mănânc pe toate și le împar cu colegii mei. Dar ideea e că eu le iau să fie acolo. Să nu cumva să n-ai. Da, să nu cumva să rămân fără. Și baton cu brânză. E un baton specific, uh-huh. Acolo cu... El știu și pe ăla. Da. Nu avem aceleași obicei. Și apă. Știi, apă. Nu să existe un echilibru, da, totuși. Să existe un echilibru, da. Bei cafea dimineața? Cum procedezi? Nu? Uite, nici cafea. La voi am băut cafea. Am băut cafea de foame, știi? Am zis să beau și eu o cafea, măcar să simt că am ceva acolo. Da, nu beau cafea de fel. Nu, nu-mi place cafeaua. Oricum, cafeaua de la voi a fost bună. Da, îți mulțumim tare. Cel puțin mi-a ținut de foame, îmi ține de foame până când ajung acasă. Îți mulțumesc că ai venit și că le-ai adus și pe Jack în această dimineață și că ne-ai lăudat și cafeaua în direct. Mulțumesc și eu de invitație. Te aștept cu dragă de fiecare dată și abia aștept această colaborare despre care povesteai mai devreme, în care eu n-am ghicit absolut nimic. Așa este. Te aștept cu drag, cine știe, poate chiar veniți împreună la matinal. Da, trebuie să venim la voi, neapărat. Dăm voie să-i salut și eu pe cei de acasă. Te rog. Și să-i invit pe canalul meu de YouTube, Gabriela Vladu, să-i invit pe contul meu de Instagram, Gabriela Vladu 12, pe pagina mea de Facebook și pe contul de Instagram al lui Jack, Jack din Tei. Jack din Tei, deci a făcut maximă promovare pentru Jack în această dimineață. Exact. Mulțumim tare, tare mult și îți doresc o săptămână rodnică. Mulțumesc, asemenea. Dacă vreți să aveți o săptămână rodnică și echilibrată și frumoasă, e bine, puteți să o priviți în continuare pe Gabriela Vladu și să aflați o rețetă interesantă, ușor de făcut așa de dimineață sau poate chiar pentru prânz, să vă faceți pachetelul din timp. O să urmărim o rețetă de salată, bineînțeles. Această rețetă mi-a dat așa un pic de... am înghițit un pic în sec, ce-i drept. O să o vedeți și pe colega noastră, Mihaela Popescu. Ea este cea care culege aceste rețete vedetă. Bun găsit! Ce nu știați despre mine este că sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă show-uri de cooking. De rețete, de ingrediente, de plating. Stați puțin, nu gătesc eu! Am lângă mine persoane mult mai talentate și mai pricepute. De data aceasta am venit acasă la nimeni alta decât Gabriela Vladu.
interpretă de muzică populară, frumoasă, talentată, dar eu vreau să văd ce mănâncă. Te arată așa de bine. Hai să vă prezint. Bună, Gabriela! Bună, Mihaela! Ce faci? Ce să fac? Uite, te așteptam să mă ajut să facem o salată. Aaa, de-aia arăți tu așa de bine. Hai să nu exagerăm. Serios, deci salată. Doar salată mănânci? Nu mănânc doar salată, îți dai seama că îmi place și mie să mănânc paste, doar știi că sunt nebunită după paste. Astăzi m-am gândit să facem o salată. Bun, de ce ingrediente avem nevoie? Păi avem roșii, avem ardei roșu, da. Avem castravete, avem dovlecel, dar o să folosim doar coaja de la dovleac. A, interesant. Avem tofu. Avem, da. Dar de ce tofu și nu brânză de oaie, de capră, de... Nu mănânc. Numai, eu de 5 ani de zile nu mai mănânc carne. Și am fost acum ceva timp și la nutriționist. Și mi-a recomandat să renunț la lactate, pentru că eu consumam foarte multe lactate. Ba chiar ajunsesem la un moment dat, mă întrebam, băi, din ce mă îngraș? Că mănânc roșii cu brânză, că mănânc salată în care pun brânză, că beau lapte, am că... Înțeles. Și am înțeles că laptele este o problemă, reprezintă o problemă. Pentru tine. Pentru mine, înțeles. Cel puțin. Și ai renunțat și la tot ce înseamnă origine animală. Exact. Am renunțat, așa. Dar fără să-mi dau seama. S-a întâmplat totul... Natural. Natural. Avem aici. Nucă, da. Avem acolo nucă și aici avem semințe de dovleac. Bun. Iar acolo, bineînțeles, salata și uleiul de măsline peste care am pus sare și piper. Bun! Hai să trecem la treabă, vreau să te și ajut! Îmi place să cânt și... Ia fredonează, care melodie îți place din colaj? A doua. Ia, zi. Hai vino, inima mea, lângă mine, că eu de mult te-am așteptat să mă iubești cel mai mult doar pe mine. Doar tu ești tot ce am visat, unde ești iubire? Hai vino, furăm nopțile și visele, iubire. Hai vino, fură-le. Vrei să mai cânt și gătești tu ca să... Păi, da, mă gândesc. Să scap și eu de treabă. Nu? Da. Super. Ia să vedem ce mai pune. Ai zis doar coaja, da? Doar coaja, da. Hai să te ajut. Ia. Stai. Așa. Acum trebuie să punem uleiul. Da. Ia să vedem. Uleiul care ai zis are și sare și piper. Da. Arată foarte bine. Arată e vară, bine. E lejeră. Arată bine, nu? Mm-hmm. Gata. Ia să vedem. Ia să te rog. Aici. Să vedem ce notă îi dăm Gabrielei. Da. Dar vreau să spun așa cu de toate, știi? Sigur. De acord. Vai, ce bine arată. Foarte bine. Da. Ia să vedem. Ce mai am acolo? Am de aici ți-am pus brânză? Da, sigur că da, uite. Am brânză, am semințe. Castraveți. Am și castraveți. Perfect. Și ardei. Vreau să ghicesc ingredientul vedetă folosit de Gabriela în salată. Îmi place tofu, se simte foarte bine. Se simte bine, nu? E foarte bun. Deci eu sunt foarte încântată. Deci îmi dai 10? 10 cu felicitări. Așa, mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu că ai venit. Este o salată rapidă, gustoasă, răcoritoare. Este exact ce trebuie pentru vară și pentru silueta de artist. Corect. Eu vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună!
eu cred că astăzi vă răsfățăm din mai multe puncte de vedere, vă oferim și inspirația de care aveți nevoie, dar ne bucurăm și de româncele noastre frumoase care ne reprezintă cu succes peste hotare. Alexia Dedu este the best model of Europe, tocmai a câștigat un premiu important în Barcelona, este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație! Felicitări în primul și în primul rând pentru premiul câștigat. Cum a fost experiența din Barcelona, așa ca să aflăm câteva vești la cald? A fost o experiență neașteptată și frumoasă, neașteptată deoarece sunt abia intrată în acest domeniu și au fost peste 20 de concurente cu vârsta mai mare decât mine și cu mai multă experiență și a fost minunată deoarece nu m-am așteptat să câștig locul întâi la etapa națională. Cum a fost parcursul tău până acum în lumea modelingului? Spuneai că ești recent introdusă în această viață. Da, recent... Cine te-a ajutat? Recent intrată în această etapă. Este frumos, greu la început, bineînțeles, până acumulezi informații. Ajutată am fost de mama, pentru că m-a împins, să zic așa, m-a îndrumat să încep, dar și de coordonatoarea mea. Întrebare indiscretă, ce înălțime ai? 1,75. Oh, și ai 1,75 pentru că ai făcut și basket foarte, foarte da. Mulți ani? Da, de la vârsta de 7 ani și încă îl practic. Am înțeles că ești membra unei echipe care are numeroase premii și are și titlul de vicecampioană și campioană, nu-i așa? Da, așa este. Ne pregătim an de an să câștigăm cât mai multe premii. Cum ai te apropiat de zona aceasta a sportului? Am înțeles că până la basket au mai fost și alte discipline pe care le-ai încercat. Am încercat dansurile cât eram mică. Nu pot să zic că m-am descurcat foarte bine. Am încercat cu notul și în final am ajuns la basket pentru că am simțit că mă definește sportul și această lume. Cum te-a modificat faptul că faci sport de performanță? Cum crezi că te-a schimbat din punct de vedere emoțional, psihologic? Ești mai încrezătoare? M-a ajutat să fiu mai încrezătoare în mine și mai cerebrală, să fac față tuturor situațiilor, să gândesc de mai bine înainte să fac un lucru și să nu mai mă grăbesc când iau o decizie. Cum îți gestionezi timpul? Că uite, deja ai foarte multe lucruri de făcut. Școală, echipa de basket, lumea modelingului. Destul de bine pot, sper și pot spune. Mă împart și la școală și la antrenamente, dar și în lumea modelingului, astfel încât să muncesc și să am rezultate și pe partea și pe cealaltă. Eu cred că sportul te și ajută pe partea cu modelingul, pentru că nu mai trebuie să investești altă resursă de timp și mergi la antrenamente, arăți foarte, foarte bine și te pregătești pentru competiții. Da, mă ajută și din punct de vedere fizic, dar și psihic să fiu mai ordonată și mai calculată. Din aceeași perspectivă, modelingul cum te-a schimbat? Ce ai învățat în plus față de ce știai? Am învățat că, indiferent, chiar dacă ai o reușită sau mai puțin reușită, să continui pentru că, în final, tot o să reușești să faci ceea ce îți place. Mai ai și alte pasiuni? Mai ai timp și pentru altceva? Îmi place să ascult muzică și să ies cu prietenii, printre altele. Dar cu dansul încă n-ai făcut pace, nu? Că n-am făcut pace. Sper la un moment dat să fac pace și cu acesta, da. Cine știe, poate la facultate, având în vedere că poate se duce la un moment dat pandemia și o să ai șansa să faci facultate așa cum am făcut-o cu toții și ne-am bucurat și de petreceri, poate acolo se mai... Poate, Doamne ajută. Ce-ți dorești să faci mai departe? Te-ai gândit la facultate, de exemplu? M-am gândit pe o facultate de psihologie, dar dat fiind momentul în care sunt acum, nu știu exact. Sper să pot să aplic și în modeling și în basket și la facultatea de psihologie, să le combin pe toate. Ce îi transmite unei tinere domnișoare care ar vrea și ea să încerce să devină fotomodel și uite, poate chiar să obțină un astfel de premiu? Să aibă încredere în ea și să muncească mult, pentru că indiferent de rezultat, totul o să fie bine și o să vadă că pe parcurs o să aibă și reușite și mai puțin reușite din care o să învețe. Cum a fost atmosfera de competiție? Ce probe ai avut de depășit? A trebuit să prezint 3 ținute, una casual, costum de baie și roche de seară. A fost destul de interesant și neașteptat de bine. Pe lângă faptul că au fost peste 27 de concurente, multă atmosferă, multe emoții. Care a fost proba care ți-a plăcut cel mai mult? Unde te-ai simțit cel mai bine? La ținuta casual sau roche de seară? La rochea de seară, sincer. Mi-a plăcut cel mai mult. Ce e important în momentul în care defilezi, uite, în ținute diferite, trebuie să-ți adaptezi și mersul și atitudinea ținutei? În funcție de ținută ai și melodia. Dacă ai o ținută casual, este o melodie mai ritmată. Dacă este o roche de seară, este o melodie mai lentă pe care trebuie să mergi mai lent, mai elegant, ca să poți să spui în evidență ceea ce porți.
Sunt curioasă dacă ai vreun loc acasă pentru toate aceste premii câștigate. Mă gândesc că și din perspectiva sportivă ai câștigat destul de multe medalii de-a lungul timpului. Destul de multe. Am un panou pe care le-am prins. Acum că intervenit și modelingul, am făcut acolo un raft special pentru tot. Ce ți-ai dori cel mai și cel mai mult în lumea aceasta modelingului? Ce ți-ar aduce ție satisfacție în carieră? Unde consider că dacă ai ajunge, ar fi maximum pentru tine? Să prezint pentru un designer internațional în cât mai multe perspective posibile. Ești dispusă să încerci și machiaje diferite? Am observat că în lumea modei, în momentul în care au loc defilări, se experimentează foarte mult și în zona asta. Da, nu mi-ar plăcea, sincer, să învăț cât mai multe și pe această parte. Te pasionează și zona de limbi străine? Mă gândesc că dacă vrei să prezinți pentru un designer faimos, ai nevoie și de câteva cunoștințe. Mă pasionează și, sincer, chiar vreau să învăț cât mai multe limbi. Poate să încep cu italiana și cu spaniola. Să știi că și mie tot italiana și spaniola îmi fac cu ochiul. Bănuiesc că rusă, germană, chineză, limbi mai dificile. Mi se par complicate, dar poate dacă o să am ocazia. De ce nu? Ai timp să te relaxezi, să vezi un film, un serial? Îmi fac timp, încerc să-mi fac timp și pentru această parte, pentru că dacă n-ar fi ea, n-aș mai reuși să mă încarc cu energie și pentru restul. Cum altfel te mai încarci, în afară de un film bun, un serial? Ești la plimbare, cu prietenii, îmi place să stau în natură mult și sportul, deși pare greu, mă relaxează. Am auzit de multe ori perspectiva asta și cred că e adevărat, mai ales dacă reușești să faci sport constant, ceea ce tu reușești cu Brio. Da. Cred că și asta este un motiv pentru care ai succes în tot ceea ce faci și reușești să te organizezi atât de bine. Este. Atât antrenamentele de dimineață, fizice, cât și cele cu mingea, mă relaxează și mă încarcă, deși sunt obositoare, dar mă încarcă. Câte antrenamente ai pe zi, așa de curiozitate? Două, atunci când încep campionatul, dacă nu câte unul pe zi, în fiecare zi. Deci minimum unul în orice caz. Da. Și de luni până vineri? Și sâmbătă. Super! Să știi că te admir foarte, foarte mult și îți mulțumesc că ai venit în această dimineață. Pe final mai am o singură întrebare. Ce zodie ești? Sunt zodia Pești. Foarte bine, deci de-aia ne-am înțeles noi așa de ușor în această dimineață. Eu sunt dracu, o să zic ceva frumos pentru tine la zodia Pești. Mulțumesc! Să fii atentă, îți mulțumim și te mai așteptăm pe la noi. O să mai vin. Avem parte și de câteva vești din lumea astrelor în această dimineață. Am anticipat puțin și am întrebat-o pe Alexia ce zodie este. Este zodia Pești. Până la Pești, să știți că mai avem multe zodii de parcurs și vă invit pe această cale să rămâneți alături de noi, să aflați ce vă rezervă și vouă astrele astăzi. Berbec, nu reușești să te concentrezi. Prima zi a săptămânii este una plină de evenimente, ai șansa de a evolua pe plan profesional, însă din păcate nu reușești să te concentrezi, iar superiorii nu vor fi foarte încântați de modul în care te prezinți. Seara va fi una destul de liniștită totuși. Taur, faci o alegere riscantă. Este posibil ca astăzi să primești o sumă de bani destul de importantă, pe care hotărăști să o investești într-un proiect riscant cu șanse nu foarte mari de reușită. Înainte de a lua o decizie finală, îți recomand să discuți cu partenerul de cuplu. Gemeni, astăzi ești foarte relaxat. Deși ziua de astăzi pare să fie una destul de încărcată, tu hotărăști să încetinești ritmul pentru a te bucura de lucrurile care contează cu adevărat pentru tine. Este posibil să devii mult mai apropiat de persoanele din jurul tău și chiar să-ți faci noi prieteni. Rac, trebuie să rămâi concentrat asupra vieții profesionale. Astăzi ești taxat asupra problemelor de care trebuie să te ocupi. Încă de la primele ore ale dimineții faci mai multe drumuri prin oraș pentru a te întâlni cu partenerii de afaceri și superiorii. Este posibil să primești acordul pentru câteva proiecte noi foarte interesante. Leu, ești destul de ocupat. Problemele de la locul de muncă par să devină tot mai serioase, așa că decizi că este timpul să te ocupi de ele. Ești nevoit să faci câteva compromisuri majore în relația cu partenerii de afaceri și chiar să renunți la câteva proiecte destul de importante. Fecioară, lucrurile evoluează încet, dar frumos pentru tine. Pe plan profesional încep să se vadă rezultatele muncii tale. Lucrurile evoluează și asta te bucură foarte, foarte tare. Este important să continui să ai răbdare și să nu renunți la planurile pe care le ai. Oamenii din jurul tău, în special partenerul de cuplu, te susțin foarte mult în această perioadă. Balanță. Vești bune pentru tine. Astăzi este posibil să faci un drum mai lung pentru a revedea o persoană foarte dragă. O discuție serioasă cu acest om te poate ajuta să înțelegi cât de norocos ești și care sunt lucrurile pe care să le apreciezi în viața ta. Hotărăști să faci câteva schimbări pe plan sentimental care să-ți aducă liniștea de care ai nevoie. Scorpion,
este timpul să iei o decizie importantă și destul de dureroasă în ceea ce privește viața ta sentimentală și nu știi în ce direcție să o iei. Sfatul bun al unei rude te va ajuta să depășești acest moment neplăcut și te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Ești complet lipsit de simț practic azi și ar fi mai bine să nu te implici în proiecte importante. Dacă poți, roagă un coleg de încredere să te ajute. Săgetător. Vești neașteptat de frumoase pe plan sentimental. O rudă îți va solicita un sfat și va fi atât de mulțumită de soluția oferită cât te va răsplăti financiar, chiar dacă pe moment nu vrei să accepti. Evită speculațiile de orice fel și încurajează-ți ruda să-ți urmeze exemplul. Vei avea o zi plină și foarte agitată, însă spre seară vei avea ocazia să te relaxezi alături de persoana iubită. Dacă nu ți-ai întâlnit încă jumătatea, sunt șanse mari ca acest lucru să se întâmple în următoarea perioadă. Capricorn, trebuie să rămâi calm. Chiar dacă te simți odihnit și plin de energie, nu este cel mai bun moment pentru a-ți asuma responsabilități noi la locul de muncă. Ai câteva probleme de concentrare și vei fi atât de iritat în această după-amiază încât îți vei descărca furia asupra colegilor tăi. Încearcă să te calmezi pentru că o persoană cu rea intenții abia așteaptă să găsească un motiv pentru a te discredita în fața superiorilor tăi. Este foarte important să rămâi calm. Vărsător. Faci tot posibilul să-ți rezolvi problemele financiare. Începutul de săptămână pare să fie unul bun pentru a-ți îndrepta atenția asupra vieții financiare și a bugetului personal. Deși ți este greu să discuți chestiuni importante cu partenerii de afaceri, ai numeroase oportunități pentru a-ți echilibra finanțele. Este o perioadă foarte bună pentru investiții majore. Pești. Îți faci ordine pe plan profesional. Astăzi este o zi importantă pentru tine. Iei numeroase decizii în ceea ce privește cariera profesională. Îți alegi cu grijă drumul pe care vrei să mergi și ești susținut și ajutat de partenerii de afaceri. Se vor schimba multe în următoarea perioadă, iar tu trebuie să te adaptezi cât mai repede cu putință. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și haideți să mai aflăm ceva foarte interesant, informații care vin în această dimineață de pe canalul de YouTube Recenzii Filme Cinema, acolo unde Vlad Pandelescu ne oferă câteva informații și până ajungem acolo aș vrea să o întâlnim pe frumoasa noastră colegă și pe această cale nu știu dacă mai are sens să vă dau foarte multe detalii, vă spun atât, frății află tot. Am auzit că vedetele noastre se întâlnesc să vorbească despre frumusețe și bineînțeles că am venit și eu pentru că știți voi, vreau să aflu tot. Profit de ocazie pentru a afla ce ritual de frumusețe au vedetele noastre pentru un ten impecabil, indiferent de vârstă. Vorbim cu cei mai tineri și cei mai frumoși însurăței din showbizul românesc și bineînțeles că frumusețea pornește din interior și asta pentru că ei se iubesc foarte, foarte tare. Cum vă simțiți după ce ați devenit soț și soție? La fel de bine, la fel de fericiți și cu siguranță împliniți. Și mai fericiți, de fapt. Da, suntem mai fericiți pentru că a fost un vis pe care ni l-am dorit amândoi încă de la început. A prins conturi, s-a îndeplinit și ce poate să fie mai frumos decât să trăiești alt vis cu ochii. Viața cu omul pe care îl iubești, practic. Practic nu s-au schimbat foarte multe lucruri între voi, ci pur și simplu ați mai parcurs o etapă. Așa este. Am mai pus și punem chiar de la zi la zi câte o cărămidă acolo în povestea noastră. Un copil, prima dată să mai fim noi puțin copii, mai avem treabă, mai avem de cântat oamenilor, mai... O să cântăm toată viața oamenilor. Nu o să ne împiedice cu nimic un copil, dar... Deocamdată ne mai ocupăm de carierele noastre, avem multe proiecte și la un moment dat când o da Dumnezeu, noi o să-l primim și abia îl așteptăm. Astăzi vorbim despre frumusețe și vreau să vă întreb dacă aveți un ritual de îngrijire de frumusețe, mai ales tu, Cleopatra. Păi, la mine nu e un ritual foarte complicat. În primul rând respectăm amândoi igiena, care ar trebui să fie întâi de toate. Și nu pot să spun că folosesc foarte multe produse de skincare, ca să nu intru în detalii. Așa, câteva pe care fața mea le acceptă, le tolerează și de care sunt și mulțumită. Și prefer să nu folosesc multe, dar să folosesc puține și care știu că sunt bune. La mine e mult mai simplu, apă și săpun dimineața. Și n-am nimic, nu am nimic, niciun coș, niciun rid. Nu spune câteodată, așa, nu știu, o mască, Cleopatra, puțină cremuță, uite, iubi, pune-ți puțin, că e nevoie pentru hidratare. Nu. Apă e cea mai bună hidratare. Am făcut o chestie de asta aici, în București, am făcut-o amândoi, nu mai știu ce era, argilă, o mască cu argilă pentru purificare, pentru toate astea. Efectele, sper că se văd.
aveți un ten foarte frumos și voi sunteți încă copii, dar vreau să vă întreb dacă în adolescență ați avut probleme cu tenul, cu acnea, de exemplu. Eu am avut în perioada liceului, cred că vreo, nu știu, 2 ani sau ceva de genul, am avut acnee pe toată fruntea și țin minte că, nu mai știu, încercam, mă uitam la tot felul de tutoriale, de rețete, ce să fac, îmi dădeam cu turmeric era ceva, da, deci îmi dădeam chestia aia, așteptam o jumătate de oră, mi se făcea fruntea, deci nici nu mai puteam să mă încrunt așa. Și nu știu, cred că a dat roade sau probabil a fost vârsta respectivă când trebuia să am, dar am scăpat și, na. Eu nu prea am avut probleme așa cu tenul și chiar dacă mi-au apărut conform vârstei, am încercat să le soluționez din start, să scap de ele cât mai repede și, na, este normal și cred că pentru fiecare copil care trece în perioada adolescenței să aibă, dar contează tratamentul și contează să le tratezi la timp și cum trebuie. Stilul de viață, normal. Da. Uite, o ultimă întrebare puțin nepoliticoasă din partea mea, dar știu că măcar o dată în viață ni s-a întâmplat tuturor femeilor să adormim machiate. Ți s-a întâmplat vreodată? Da. Mi s-a întâmplat să dorm machiată, probabil pentru că atunci când veneam de la o filmare mai târziu sau când poate n-am avut chef neapărat să mă demachiez sau, nu știu, din mai multe motive. Nu s-a întâmplat foarte des, pentru că știu că nu e bine, dar am avut, cred că de vreo 2 sau 3 ori, cred că am adormit, din ce mi-amintesc. Și, na, dimineața, repede, dă-te cu apă micelară, spală fața, hidratează-te, încercam să soluționez cât mai repede. Dar și acum știu că nu e bine și încerc de fiecare dată. Chiar dacă ajung mai târziu acasă sau chiar dacă trebuie să mă culc mai repede și totuși sunt machiată, prefer să mai aștept 5 minute să scot tot make-up-ul de pe față și după aia să adorm. Astăzi vorbim despre frumusețe cu Randi și asta, dacă mă uit la tine, îmi dau seama că te îngrijești destul de tare. Eu sunt ambasadorul frumuseții în România și nu numai... Mama, am o singură cremă acasă, care nu e cremă, se numește ulei de cocos. Serios? Da. Atât? Atât. Nu pot să cred. Acum nu e momentul potrivit să zic, oameni buni, n-aveți nevoie de nimic în afară de ulei de cocos, dar la mine funcționează. Vreau să te întreb dacă în adolescență ai avut probleme cu tenul, cu acnea. Cine n-a avut, mămică, probleme cu tenul și cu acnea? Eram plin de coșuri și era un pic jenant așa, dar cu timpul... Nu pot să spun cum au dispărut. Am înțeles. Vreau să-mi spui dacă ți s-a întâmplat vreodată, nu știu, să adormi lângă o fată care a fost machiată și nu s-a demachiat și a fost așa un moment. Vreodată? Mm-hmm. Vreodată? Nu întreabă-mă de câte zeci de ori s-a întâmplat asta, nu o dată. Oh, da, s-a întâmplat. Chiar se întâmplă, dar cumva... Adică știu că e ciudat și pentru mine e ciudat, dar dacă ea are niște complexe, nu o să stau să zic, dă-ți varul de pe față, că nu știu ce. Dacă e mai fericit așa, dorme așa, asta e. Îmi speli perna și aia. Randi, tu arăți impecabil și vreau să te întreb de câte ori pe lună mergi la coafor, la frizerie, să-ți faci părul, bărbița, sprâncenele? Pe lună, auzi? În primul rând doar părul mi-l tund și cred că mă duc o dată la o lună și jumătate. Am prieteni care se duc o dată la 10 zile. Nu știu ce tund, că eu am citit că părul crește cam 1 centimetru pe lună. Ce tundeți oameni buni odată la 10 zile? Habar n-am. E foarte important să-ți păstrezi feminitatea și o să punem câteva întrebări în acest sens următoarei noastre invitate. Ea este pilot motorsport, se numește Sabrina Nora Camarda și pe această cale îi spun bună dimineața și bine ai venit la Matinal. Bună dimineața! Mă bucur să ne auzim și aș vrea să te întreb cum sunt weekendurile tale, căci am înțeles că ești foarte ocupată și că ai fost la campionatul național secundar de viteză în coastă. Din păcate, cred că se aude puțin cam rău la mine. Nu înțeleg de ce. Noi să știi că te auzim foarte bine. Puteți să mai repetați întrebarea, că n-am auzit, din sunt păcate. Sunt curioasă cum sunt weekendurile tale.
Weekendurile mele? Păi nu prea sunt, adică sunt foarte ocupată în weekenduri deoarece particip și eu ca pilot, în calitate de pilot la viteză în coastă 2, dar sunt și copilot în campionatul național de raliuri Betanu, divizia 2. Și nu prea am weekenduri libere. În timpul săptămânii sunt la job și după job vine weekendul, deci clar există ori raliu, ori coastă. Deci. Povestește-mi puțin, te rog, cum te-ai apropiat de acest sport? Cum au fost primii tăi pași? Păi, sincer, eu de mică mi-am dorit să particip în competiții automobilistice. De aici dorința mea la 10 ani să mă apuc de karting. Dar nu am putut deoarece n-am avut susținere și am zis că aș vrea la un moment dat, când o să-mi iau și permisul, să mă apuc de VTM, acesta fiind visul meu de mică. Și până la urmă am ajuns la un consens cu părinții mei și cu cei care m-au susținut până acum și mi-am luat o mașină de competiții, care se vede și în poze, un Citroen Saxo și mi-am făcut debutul în divizia a doua. Pentru că așa e regulamentul, mașina nu este una foarte puternică, are 140 de cai, cât să-mi fac debutul. Ce... Și cam așa am ajuns în campionat. Ce studiezi, de fapt, tu? Căci am înțeles că ești deja la master. În ce domeniu? Da, sunt la master în gestiunea campaniilor de imagine. Deci, practic, eu am fost numai pe imagine, PR, comunicare. Am finalizat și facultatea de comunicare și relații publice. Și acum mai fac în paralel cu masterul, mai fac o facultate de administrare afacerilor internaționale la București. Cu tot acest program și toate aceste studii, cum îți gestionezi timpul să poți să te și antrenezi? Anul ăsta, sincer, a fost cam greu cu timpul, având și facultate și master și job și curse și raliuri. A fost mai greu să am timp pentru mine să mă antrenez. Antrenamentele mele au fost pe simulator sau chiar recunoașterile oferite din concurs. Deci am fost cam slab pe partea asta de antrenament, dar acum pentru sezonul ce va urma, având debutul în campionatul mare de CNVC, va trebui să aloc și timp de antrenamente. Cred că avem foarte multe de învățat de la voi noi șoferii obișnuiți și aș vrea să-mi povestești în dimineața asta cum se abordează corect o curbă periculoasă, din perspectiva ta. Păi, depinde, că sunt pe mai multe categorii virajele, sunt de la dreapta, stânga 1 până la 6. Acum, cele care se abordează cu viteză mai mare sunt cele cu cifra mai mare, adică dreapta 5-6, alea pot fi luate plin, adică cu accelerație la podea, iar cele dreapta, stânga 1, 2 și 3 se iau mai cu precauție, pentru că e un viraj care închide, ai un viraj care te poate fura, varsă, sunt mai multe tehnici, să zic. Care este visul tău cel mai mare din punct de vedere sportiv și competițional? Unde ai vrea să ajungi? Păi, visul meu cel mai mare ar fi să ajung într-un campionat european la raliuri. O să vreau să fac și un debut la raliuri, în calitate de pilot, nu copilot cum sunt acum. Și să vedem ce ne oferă viitorul, ce parteneri vor apărea în timp. Cum te-a ajutat această experiență de copilot? Ce ai învățat în acest parcurs? Păi, în primul rând, am învățat să fiu organizată, pentru că copilotul se ocupă de absolut tot. Pilotul doar trebuie să vină să se urce la volan și atât. Eu mă ocup de calcularea timpilor până în control orar. Eu mă ocup de dictarea probei. Dacă greșesc eu ceva în dictare, clar este vina mea. Adică am învățat să fiu responsabil în primul rând, responsabilă, și e destul de greu și în calitate de copilot, dar na. Am mai învățat și virajele, cum pot, adică am mai furat și un pic de tehnică din partea asta, că am văzut cum abordează pilotul meu anumite viraje, anumite situații, în care a scăpat mașina, spre exemplu, și cum a redresat-o.
am avut, pot să zic că m-a ajutat foarte mult și pentru cariera mea de pilot în CNVC. Cum reușești să gestionezi această responsabilitate și poate uneori și presiune aferentă? Cum te liniștești și îți păstrezi calmul? Păi, având în vedere că îmi place foarte mult ceea ce fac, eu o fac din plăcere, nu a fost niciodată stresant sau așa. În schimb, pentru ai mei care stau de pe margine, este mult mai stresant pentru ei, îmi închipui, pentru că totuși sunt copilul lor și așa. Și mai stresant văzut din afară. Eu știu ce am de făcut, știu dacă îi să greșesc, știu unde am greșit și pot să îmbunătățesc. Nu e chiar atât de stresant. Stresant devine când chiar mă bat cu cineva la podium și atunci intervine și stresul că trebuie să fie totul perfect ca să pot să iau premiu. Ai avut situații limită până acum de-a lungul carierei? Ai avut momente în care a trebuit să te adaptezi foarte, foarte repede? Da, am avut la o etapă de CNVC 2, Magherani. A fost un pic ciudată vremea atunci și am mers practic pe uscat cam toate recunoașterile și înainte de etapa de concurs, de prima manșă de concurs, a început o ploaie torențială și clar trebuia să schimb cauciucurile și tehnica de pilotaj, pentru că era altă aderență, alt fel de... Și am pus roțile de ploaie și bineînțeles că a trebuit să schimb toată tehnica, toate trasele, pentru că trebuia să iau în considerare și șuvoaiele de apă care se formează pe asfalt, unde pot să intru mai tare, unde pot să intru mai încet, unde e riscant, unde pleacă mașina, să văd cum se comportă mașina, că a fost și prima oară când m-am dat pe ud. Și atunci pot să zic că a fost un pic challenging pentru mine, dar a fost bine. Am terminat cu bine etapa și cam asta a fost. Având în vedere că tu locuiești în Brașov pentru competițiile care au loc în Poiana Brașov, consider că e un mic avantaj, cunoscând poate mai bine traseul? Păi, da, pentru că Poiana Brașov, unde o să particip și acum în data de 9-10 octombrie, este drumul meu preferat din Brașov. Adică este practic etapa de casă la care eu zic că nu o să am niciun fel de problemă, că deja știu aproape pe de rost traseul. Deci o să fie ceva foarte interesant și chiar sunt foarte bucuroasă că pot să iau parte și să particip, să iau startul la etapa de casă. Unui tânăr care vrea să se apuce de acest sport, să practice și el motorsport, ce îi recomanda așa, la început de carieră? Puteți să mai repetați o dată că n-am auzit. Ce îi recomanda unui tânăr care dorește și el să practice motorsport? Păi, în primul rând, i-aș spune... Aș începe așa, dacă îți place cu adevărat, atunci fă-o, nu mai sta pe gânduri, pentru că e o experiență foarte faină, chiar înveți și foarte multe lucruri, nu neapărat că mergi tare pe un traseu închis, înveți și pentru mașina de stradă, în anumite situații de urgență, ce trebuie să faci. Și aș recomanda, în primul rând, să înceapă cu școala de pilotaj, depinde de din ce zonă e, că sunt mai multe școli de pilotaj care pot oferi destul de multe informații bune și de ajutor pentru a debuta undeva. Trebuie și un buget, adică clar o să menționez și de buget, pentru că fără buget nu prea poți să faci, nu prea poți să susții. Și, na, timp și benzină și fun. Așa pentru... Cam asta ar fi. Pentru început, care ar fi un buget minimum la care să se gândească tinerii care vor să înceapă acest sport? Sincer, după campion, adică eu am făcut full sezon de campionat divizia a doua de CNVC. Deci, să zic că un buget cu mașina de curse, cu tot, că mașina este a mea, nu este închiriată, să zic undeva la 17.000 de euro cu mașină, fără mașină undeva pe la 9-10.000 de euro pe sezon. Este o investiție serioasă și dacă vorbim de investiții în pregătirea ta, ce crezi că lipsește? Ce ai vrea să înveți în plus ca să consider că te desăvârșești din punct de vedere profesional? Vorbeam de școli auto. Păi, aș vrea să mă perfecționez pe fricile mele. Eu am niște frici, adică mi-ar trebui cineva care să
în care să am încredere în primul rând și să îmi zică hai că faci bine, hai că e ok, hai că merge gaz aici, frânează aici, vezi că ai frânat prea devreme. Adică să-mi dea un pic de încredere ca eu, la rândul meu, să scap de anumite frici și rețineri. Eu în momentul de față am niște rețineri mai mari pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat recent, am pierdut și pe cineva drag nouă și am devenit un pic mai fricoasă, să zic. Dar trebuie să trecem peste pentru că ăsta este riscul. Până la urmă ni-l asumăm toți care luăm startul la aceste competiții motorizate. Și, na, va trebui să trec peste asta. Deci, să zic că mi-ar trebui un psiholog sportiv, cred. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și pe final să știi că îmi pare rău pentru pierderea suferită, dar îți mulțumesc că ai adus în discuție și acest aspect pentru că, iată, și riscul face parte din bagajul pe care trebuie să-l ai alături de tine în momentul în care decizi să urmezi acest traseu. Îți mulțumesc tare mult și mult succes în weekend! Mulțumesc și eu! O dimineață plăcută! Asemenea și o săptămână rodnică tuturor și câteodată săptămâna poate să fie și mai bună dacă mai luăm câte o pauză așa de relaxare. Asta o să facem și noi imediat, dar pe această cale vă îndemn să rămâneți alături de noi căci vom vorbi despre dans și avem și câteva surprize. Nu vă spun mai multe, vedeți după publicitate.